Un tânăr de 21 de ani s-a urcat la volan după ce a băut mai multe pahare cu alcool și a intrat cu forță într-o stație de tramvai din Timișoara pe care a distrus-o. Accidentul a avut loc înainte de ora 5 și, din fericire, niciun om nu era în stație. Șoferul circula pe bulevardul Liviu Rebreanu când a pierdut controlul volanului. La data de 18 iunie, în jurul orei 4:32, polițiștii biroului rutier Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Liviu Rebreanu din municipiu ar fi avut loc o autoaccidentare, în urma căruia au rezultat pagube materiale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un tânăr în vârstă de 21 de ani. În urma testării conducătorului auto cu aparatul din dotare a rezultat o alcoolemie de 1,27 mg per litru în aerul expirat. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, transmit reprezentanții IPJ Timiș.